Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Oameni buni, da. Ține cineva socoteala câți condamnați pentru diverse infracțiuni de corupție au fugit pe sub nasul autorităților în diverse țări? Eu. Ține socoteala? Toți. Aproape toți, nu chiar toți. Eu nu știu dacă cineva stă cu adevărat să-i numere în statul român, să aibă listă sau ceva. Cred că ei între ei au acolo un top. Care a fugit cel mai frumos? Care s-a aranjat cel mai bine? Eu sunt mai degrabă fascinat de faptul că, adică știi, când spui a fugit din țară, te gândești la cum fugeau săracii oameni pe vremea lui Ceaușescu, da. De traversau Dunărea, nu? Ăștia pur și simplu pleacă, adică exact. Nu fug. Da. Adică singurul care a fugit deghizat în oaie sau berbec a fost Haisam, care s-a ascuns printre oi, da. Sau ceva. Adică ăla poți să spui că da, a făcut. Ăla măcar a făcut un efort, nene. Da. Știi? Aiurea, ăștia pleacă liniștiți, vorba aia. Pleacă deci în Italia, în primul rând. Și pleacă și nu se ascund. Nu se ascund. Adică doar în Grecia un pic, în Anglia și în afara Europei, mai sunt în Israel. Mi-a ieșit vreo 25 la o numărătoare rapidă, așa. Adică 25 în ultima vreme. Ultimul caz, Darius Vâlcov Cavou, fostul ministru al finanțelor, Rimană Slatina a fost, nu? Da. Protejatul domnului Dragnea, condamnat la 6 ani de închisoare pentru corupție, fugit în Italia cu câteva zile înainte de terminarea procesului. Cu cât timp înainte te apuci de rezervări? Păi, aici e o discuție. Cred că zic avocații. Cum ai trebuie să ai 2 luni, caută ceva frumos. Da. Cu doar, ai ani, cu doar câteva săptămâni înaintea lui, Ionel Arsene, baronul roșu din Neamț, condamnat și el la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, fugit în Italia chiar înaintea pronunțării deciziei definitive. Enervant, înfurietor, așa, jignitor este că acești infractori folosesc o parte din purcoaile de bani pe care le-au furat de la noi, că fură din bani publici, nu fură din banii privați. Deci fură banii ăștia și îi folosesc ca să plătească avocați foarte buni, foarte meticuloși, foarte bine pregătiți, ce găsesc mici portițe legale ce le permit după aceea să stea departe de pușcările române. Și nu poți să nu te întreb ca om cinstit în țara asta, cum poate totuși fi evitat acest lucru? Cum ne putem noi asigura ca societate că cei găsiți vinovați de judecători își vor executa totuși pedepsele și vor plăti pentru faptele lor penale? Că altfel ce rost mai are justiția? Și una dintre căile cele mai simple ar fi ca în cazuri de acest gen, de persoane fără niciun strop de moralitate, corupți notorii, care au furat milioane sau zeci de milioane de euro din bani publici, deci acestor oameni îmbogățiți din forță, nu li se permite ieșirea din țară înainte de pronunțarea sentinței. E calea cea mai simplă. Bun, sigur, nu e o metodă infailibilă, dar e mai bine decât nimic. Dar pentru asta ar trebui modificată un pic legislația, astfel încât anumite măsuri preventive, controlul judiciar, de exemplu, să fie luate automat la pronunțarea din primă instanță. Adică, dacă prima decizie a judecătorilor, în cazul unui corupt, e de ani grei de închisoare, e aproape sigur că la dosar sunt probe atât de serioase încât și următoarea instanță va da o decizie tot pe acolo, tot similară. Adică, bă, dacă ai luat 8 ani de închisoare pentru corupție în primă instanță, cred că și la recurs tot o să iei ceva închisoare. Uh-huh. Poate nu 8 ani, poate 6, poate 10, s-au mai văzut cazuri, dar nu iei 8 ani de închisoare ceva, în primă ceva instanță iei. Dacă nu e nimic. Da. E, practic, acum când șnapanul ia 6-7 ani de închisoare la prima fază, el poate începe să-și pregătească pendelete și să-și organizeze fuga până ce se termină recursul. Uneori, ani de zile. Asta, apropo... Booking.com. Da, exact. Face research. Deci... Te gândești pe unde mai sunt alți prieteni de-ai tăi, care, cred că, Danor avea și ei vreun grup de WhatsApp. Bună întrebare. Ceva, sau un forum de la pe Facebook. Exact. Bă, care joci whist și table? Că noi aici, zice, la Bari suntem pe Remi. Dar am auzit că se joacă canastă spre Parma. E o comunitate frumoasă. Da. Comunitatea fugarilor de lux. Aș vedea un grup de Facebook unde se schimbe, știi cum se schimbă comunitatea travel în Grecia. Unde mai stai? Sau comunitatea de camping. Unde e cel mai bun camping? Unde nu? Și așa să fie și aici. Că întrebai cu cât timp înainte. Au ani de zile uneori, știi? Au furat, stau pe 10 de milioane de euro. Dar ei pleacă pe ultima sută. Păi deci... pe ultima sută, că până atunci mai au de furat, mai au de lucrat. Tu crezi că dacă ăla a șparlit, a furat, a corupt, a parandărătizat, a șperțuit 10 de milioane de euro până când a fost el condamnat în primă instanță, crezi că se oprește? Și nu, s-a, ce bine, mai am timp să mai pun cheag. Mă, și stai pe 10 de milioane de euro, că
care sunt puși bine, statul român nu face niciun efort să ți-i ia. Și cu ce să-ți petrești timpul? Să mai pui cheag și să-ți organizezi fuga. Plecarea, de fapt, nu asta fuga. Zic. Bun, dacă ar primi automat interdicție de ieșire din țară, ar fi totuși ceva mai greu să fugă. Ar trebui să treacă fraudulos frontiera. Se poate, da? Asta nu ne-ar ajuta deloc într-un eventual proces de extradare, dacă ar fi să fie. Și atunci întrebarea e, de ce nu se modifică legislația în acest sens? Bună întrebare, ar putea spune cineva. Recent, senatorii PSD, PNL, UDMR din Comisia Juridică au decis că actuala legislație nu trebuie schimbată pentru a-i opri pe condamnat să mai fugă din țară. Un proiect al USR, prin care se îngreuna fuga condamnaților, nu a primit susținerea Consiliului Superior al Magistraturii, notează publicația Press Hub. Deci există, cum ar veni, tentative, intenții, nu? Dar nu se poate. Citez, iată ce spune fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion. Proiectul nostru a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ și de la Consiliul Economic și Social. CSM, în schimb, care constatăm că se coordonează foarte bine cu politicul în această chestiune, consideră că modificările nu sunt oportune. Deci, CSM consideră că nu e oportun să fie modificată legea în acest sens. Și domnul Stelian Ion a făcut publice și câteva dintre justificările oferite de CSM pentru acest punct de vedere. Printre altele, citez, propunerea privind posibilitatea luării măsurii preventive odată cu sentința pronunțată în primă instanță ar fi de natură să îngreuneze și mai mult activitatea instanțelor, consideră CSM. Adică... Deci, și așa ne e greu să venim la serviciu. Avem, e praf, avem spor de periculozitate, că lucrăm cu dosare și trebuie să ne pensionăm oricum de vreme. La 50 de ani suntem pensionari. Vreți să mai dați de muncă în plus? Știți cât de mult muncim noi? Eu, uite, în cazul ăsta sunt de acord să le dea spor de îngreunare de activitate, că pronunță sentințe, pronunță decizii de control judiciar imediat după prima decizie. Sunt de acord cu un spor. Votez pentru, n-am nicio problemă. Ăsta ar fi un spor pe care l-aș susține din toată inima. Asta e. Fugari de lux, cum am spus, hai să vă zic și câțiva. Vâlcov, am spus, baronul Ionel Arsene în sudul Italiei. Alina Bica, o mai țineți minte? Fosta șefa parchetului antimafia, 4 ani de închisoare pentru favorizarea mafioților. Italia. N-are voie să meargă în baruri și discoteci. E într-un soi de arest la domiciliu, trebuie să stea acasă între ora 21-7 dimineața, are ziua, înțeleg că lucrează într-o pizzerie. Sorin Oprescu, 10 ani pentru mită, acum în Grecia. Buzuchia, Tzatziki, nu știu ce. Dragoș Săvulescu, 5 ani pentru retrocedări frauduloase pe mâna grupării mafiote Mazăre, prin Italia și Grecia, până la prescripție. Făcea vacanțe prin Grecia, la un moment dat trimitea poze. E și la mișto, știi? Da, da, da. Magnatul Ioan Nicolae, Petre Cărețu, prietenul nostru, da, 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 care n-a lăsat e să doarmă o stațiune întreagă pe litoral, acum câțiva ani, cu cheful de ziua lui. 2 ani de închisoare, modest, pentru ceva infracțiune cu arme. Fugi și el oportun în Grecia. Îmi plac bărcile acolo mult. Acolo e cu muzică tare. Da. Mario Iorgulescu, un mort pe conștiință, 15 ani de închisoare în prima instanță. Fugi și el în Italia, la fel, trimite mesaje la mișto. Și tot așa, 10 de cazuri revoltătoare. Nu are rost. Dar CSM consideră că nu e oportună modificarea legislației pentru împiedicarea fugii unor asemenea șmecheri și că ar fi prea obositor pentru instanțe. Mă, nu vă e rușine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.